Bună, sunt actorul Sebastian Lupu, de la Teatrul Regina Maria Oradea. Ieri și astăzi, vestiernicul se plimba prin parcul palatului său, iar odată cu el și problemele sale, iar deasupra capului său dădeau târcoale grijile, așa cum vulturii dau târcoale unui stârv, până când a ajuns la un lac frumos înconjurat de minunate statui din marmură. S-a așezat acolo privind apa care curgea din gurile statuilor, asemeni gândurilor ce izvorăsc libere din imaginația unor îndrăgostiți, și contemplându-și palatul ce se înalța pe o colină ca un semn din naștere pe obrazul unei fecioare, imaginația i-a dezvăluit pagini din drama vieții sale pe care a citit-o cu lacrimi ce i-au învăluit ochii și l-au împiedicat să vadă cât de puțin a înzestrat omul natura. A privit înapoi cu preget amarnic la imaginile vieții sale din tinerețe sortite de zei, până când nu și-a mai putut stăpâni chinul și a spus cu voce tare: ieri împășteam oile în valea înverzită, mă bucuram de traiul pe care îl aveam, cântam din fluier și îmi țineam capul sus. Astăzi sunt prizonierul lăcomiei. Aurul duce tot la aur, apoi la neliniște și în cele din urmă la o suferință nimicitoare. Ieri eram ca o pasăre cântătoare care zbura liberă peste toate câmpiile. Astăzi sunt sclavul bogăției trecătoare, al legilor societății, al obiceiurilor orașului și al prietenilor cumpărați, căutând să-i mulțumesc pe oameni și să mă supun legilor ciudate și înguste ale omului. M-am născut să fiu liber și mă bucur de dărnicia vieții, dar am ajuns precum un animal de povară, încărcat cu prea mult aur, încât spinarea-mi aproape că se frânge. Unde sunt câmpiile întinse, păraiele cântătoare, briza pură, apropierea naturii? Unde sunt eu? Le-am pierdut pe toate. Nu a mai rămas nimic decât singurătatea care mă întristează, aurul care mă face ridicol, slugile care mă blestemă pe la spate și un palat pe care l-am ridicat ca un mormânt pentru fericirea mea și în a cărui măreție mi-am pierdut inima. Ieri rătăceam peste câmpii și dealuri împreună cu fiica beduinului. Virtutea era tovarășul nostru, dragostea era încântarea, iar luna era paznicul nostru. Astăzi trăiesc printre femei cu frumusețe de șartă, care se vând pentru aur și diamante. Ieri nu aveam nicio grijă și împărțeam cu păstorii toată bucuria vieții. Mâncam, ne jucam, munceam, cântam, dansam împreună pe muzica adevărului inimii. Astăzi mă simt printre oameni ca un miel înspăimântat în mijlocul lupilor. Când merg pe străzi, se uită la mine cu ochii plini de ură și arată spre mine cu dispreț și gelozie. Iar când mă furișez prin parc, văd figuri încruntate peste tot în jurul meu. Ieri eram bogat în fericire, iar astăzi sunt sărac în aur. Ieri eram un păstor fericit care se uita peste turma lui precum un rege îngăduitor se uită cu plăcere la supușii săi mulțumiți. Astăzi sunt sclavul care stă înaintea averii sale, avere ce mi-a furat frumusețea vieții pe care am cunoscut-o cândva. Iartă-mă, judecătorul meu! Nu am știut că bogățiile îmi vor sfârșia viața și mă vor arunca în temnițele cuzimii și ale prostiei. Ce am crezut că este glorie nu este decât eternul infern. S-a ridicat obosit și s-a îndreptat încet spre palat, oftând și repetând: asta numesc oamenii bogăție? Acesta este zeul pe care îl servesc și îl preamăresc? Asta este ceea ce caut pe acest pământ? De ce să nu o schimb pentru o fărâmă de mulțumire? Cine-mi vinde o clipă de dragoste pentru o mână de nestemate? Cine-mi oferă un ochi ca să vadă în inimile celorlalți și să ia în schimb toate cuferele? Când a ajuns la porțile palatului, s-a întors și a privit către oraș, așa cum Ieremia s-a uitat spre Ierusalim, și a ridicat mâinile într-o tânguire jalnică și a strigat: o, oameni ai orașului Pierzaniei, care trăiți în întuneric, grăbindu-vă pașii spre mizerie, care predicați minciuna și vorbiți fără noimă, până când o să rămâneți ignoranți? Până când o să zăboviți în obscuritatea vieții și o să continuați să-i distrugeți grădinile? De ce purtați veșmintele frențăroase ale micimii când straiele de mătase ale frumuseții naturii sunt țesute pentru voi? Lampa înțelepciunii se stinge, e timpul să o umpleți cu ulei. Hoții ignoranței au furat averea liniștii voastre, e timpul să o luați înapoi. Un om sărman, care în clipa aceea stătea înaintea lui și a întins mâna pentru pomană, când s-a uitat la cerșetor,
Buzele i s-au deschis, ochii i-au strălucit de blândețe, iar fața i-a radiat bunătate. Era ca și cum ziua de ieri, pe care o plângea lângă lac, venise să îl întâmpine. L-a îmbrățișat pe omul sărac cu afecțiune, i-a umplut mâinile cu aur și cu o voce sinceră în care se simțea ca îndoarea dragostei, i-a spus: vino mâine și adu-i pe toți cei care suferă ca tine. Tot ce ați avut de primie înapoi. Apoi a intrat în palat și a spus: totul în viață este bun, chiar și aurul, pentru că te învață o lecție. Banii sunt ca un instrument cu coarde. Cel care nu știe cum să îl folosească bine va scoate numai sunete fără noimă. Banii sunt ca dragostea care îl ucide încet și dureros pe cel care o ține pentru el și îl readuce la viață pe cel care o îndreaptă spre semenii săi.